În continuare, permiteți-mi să pun la vot aprobarea moțiunii de cenzură asupra activității Guvernului, numărul 407 de înregistrare din 22 octombrie 2015. Toți deputații, vă rog frumos să vă luați locul pentru ca numărătorii să poată să-și înumere. Domnul Botnari, vă rugăm frumos să luați locul. Deci se supune votului moțiunea de cenzură asupra activității Guvernului Străleț, numărul 407 din 22 octombrie 2015. Cine este pentru aprobarea acesteia, vă rog frumos să votați. Vă rog frumos, numărătorii, să ne dea rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 28. Sectorul 2, 37. 0, sectorul 3. Cine este împotrivă, vă rog frumos? Numărătorii pe sectoare. Sectorul 1, 0. Domnul Leancă. Sectorul 2, vă rog frumos. Sectorul 2, 6. În sectorul 3, rog fracțiunea Partidului Liberal să mai voteze o dată, că nu a fost clar. Mocanu, nu intimidați, asta e intimidare, vă rog frumos să anunțați. Împotrivă, restul s-a obținut. Dacă nu, atunci doar fracțiunea Partidului Liberal Democrat. Vă rog frumos să dați rezultatele pe sector. 12. Cu 65 de voturi, moțiunea de cenzură a fost adoptată și cu 18 voturi împotrivă. Vă mulțumesc frumos!